Bună copii, vă spun un bun venit la colțul cu povești! O surpriză grozavă, partea întâi. Un copil, vom avea un copil! Ochii mamei străluceau de emoție. Ce veste minunată îi dăduse doctorul. Urma să aibă un copil. Abia aștepta să-i spună soțului ei. Când tata a venit acasă de la muncă, în acea zi, și-a dat seama, datorită expresiei fericite de pe fața mamei, că ceva special trebuie să se fie întâmplat. Ghici, ce am aflat azi? L-a întrebat mama. Ce ai aflat? A întrebat tata. O să avem un copil, i-a răspuns ea. Acum era rândul tatălui să fie entuziasmat. E minunat, a exclamat el, luându-o pe mama în brațe și strângându-o la piept. Gândește-te, primul nostru copil, vom fi o familie adevărată. Da, a aprobat mama, abia aștept. Dar sunt multe lucruri pe care trebuie să le pregătim înainte de sosirea pe lume a bebelușului, i-a reamintit ea. Știi, sunt atâtea lucruri de care bebelușii au nevoie. Imediat au început să se gândească împreună la pregătirile pe care le aveau de făcut pentru copil. Următoarele săptămâni și luni păreau să zboare în timp ce ei lucrau împreună pentru a avea totul pregătit înainte ca bebelușul lor să sosească. În primul rând, au aranjat o cameră specială pentru copil. Au zugrăvit pereții, apoi au aplicat o fâșie drăguță de tapet pe margine. Mama a cumpărat pânză pentru a face o pătură specială. Bunica le-a dat un pătuț, iar balansoarului confortabil, i s-a făcut o husă nouă foarte drăguță. Părinții au mers la cumpărături și pentru alte lucruri. Copilul avea nevoie de scutece și de șervețelele umede. Era nevoie de pudră pentru bebeluși și de șampon, de cerceafuri pentru pătuți și de museline. Au cumpărat o cadă pentru bebeluși, prosoape și multe alte lucruri. Prietenii le-au dat haine pentru copii, pături moi și drăguțe și multe jucării. Ce emoționant era! Când mama se ducea la doctor pentru control, doctorul o lăsa uneori să asculte inima copilașului. Ea îi auzea încet bătăile inimii. Bum, bum, bum. Știa astfel că bebelușul creștea. Într-o zi, tata a spus, trebuie să ne gândim la un nume pentru copilul nostru. Da, trebuie! A fost de acord mama, așa că au cumpărat niște cărți de nume și au făcut liste lungi cu felurite posibilități. Erau atât de multe nume drăguțe. Se întrebau dacă vor putea alege vreodată doar unul singur pe care să îl pună copilului lor. După o vreme, s-au decis, o vom numi Laurel Ann, au spus ei. Când totul fusese gata, erau nerăbdători ca Laurel Ann să se nască. În cele din urmă a venit ziua în care doctorul a spus că cel mai probabil fetița se va naște. Dar Laurel Ann nu a venit în acea zi, nici în următoarea, nici în următoarea. Ce s-a întâmplat vom afla săptămâna viitoare. Fiți binecuvântați! Domnul cu voi!